Noi suntem 70 de membri de Academie. Eu cred că e cel mai bine ca noi să nu ne spălăm rufele în societate. Eu cred că cel mai bine ar fi ca Prezidiumul Academiei să ne invite pe noi toți și să discutăm cât de dureros n-ar fi, cât de dureros nu le-ar fi lor, nu nouă, lor, cât de dureros nu le-ar fi. Dar să ne invite, să-ți facă un dialog cu noi. Eu nu știu ce aranjamente are actualul președinte și cu cine, dar este Academia care nu este privată a nimănui. Este a membrilor Academiei. Fiecare membru Academiei are o acțiune. Așa cum în Statele Unite, fiecare membru Academiei are o acțiune. S-a dus. Nu are acțiune. Este, are acțiune. Și de ce, din punctul ăsta de vedere, eu cred că noi ar trebui să ne întâlnim. Și faptul ăsta, dumneavoastră, m-ați întrebat, eu nici nu mă pregătit. Eu mă pregătit de coronavirus. Știu mai multe lucruri despre coronavirus. Dar văd că dumneavoastră, de ce ați vrut să aflați care e problema și în Academie. Eu cred că în Academie probleme ar trebui să le rezolvăm noi. Pentru că, înțelegeți, este cam dureros faptul că deja se fac bancuri pe seama Academiei. Sigur. Înțelegeți? Și e atât de urât, pentru că acolo sunt oameni extraordinari. Sigur. Dar deja a apărut și un coleg de-al meu, jurnalist, a zis, dar poate închidem Academia asta odată. Deci nu este bine, într-adevăr, deja acest val negativ asupra Academiei care se răsfrânge. Cred că nefast asupra sufletelor, savanților și academicienilor. De exemplu, mie îmi pare foarte rău când deci cineva spune, cum ați numit dumneavoastră numele, cineva spune că în Academie este corupție, dar polițienii au zis că este corupție. N-a fost corupție niciodată în Academie. Nimeni n-a furat, nimeni n-a luat. Toți au lucrat cinstit, toți au fost apreciați cinstit. Da, poate cineva nu este de acord cu alegerea unui membru Academiei. Asta e problema celor care nu este de acord. După ce el a fost ales, gata, el devine membru Academiei. Este statutul Academiei. Vreau să vă spun că astăzi... Vreau să vă spun o chestiune. Din păcate, tot mai mult și mai mult, cu cât merge mai departe, dispare rolul Academiei în societate. Asta este problema noastră. Că dispare rolul. Noi trebuie să ne întâlnim și să schimbăm statutul în conformitate cu legea, cu codul științei și inovării. Rolul Academiei astăzi este complet altul. Chestiunea aceasta n-a fost înțeleasă de conducerea Academiei.